Oamenii legii cred că cei patru intenționau să spargă o casă de vacanță din eforie. La un moment dat însă au observat patrula mixtă formată din jandarm și polițist și, cel mai probabil, s-au speriat. Au sărit pur și simplu în mașină și au demarat în trombă. Oamenii legii au văzut însă la timp și i-au somat să oprească. Dar șoferul nu doar că a refuzat, ba chiar a și accelerat în speranța că va reuși să scape de poliție. Inspecțiile l-au atras atent. Dar de unde a început să-i atras atenția poliției? Ei veneau. În zona stației, pe pădrea intrare în eforie morți. Veneau cu oalea roșu și primele. Ajunși în dreptul mașinii suspecților, polițiștii au tras de volan, le-au lovit mașina, iar șoferul acesteia s-a urcat pur și simplu pe scoarul din sensul giratoriu. Hai să o învingem, hai toți care putem să o învingem. Oricum e grea. Imediat după accident, trei dintre indivizii aflați în mașină au reușit să fugă, iar singurul reținut de polițiști a fost șoferul. Este vorba de un tânăr în vârstă de 28 de ani din Agigea, care, spun oamenii legii, nu este la prima infracțiune. De altfel, se pare că a fost eliberat recent din penitenciar, unde a fost închis pentru furt. În 2007 a lovit un polițist cu o bâtă, dar procurorii nu l-au considerat un pericol și l-au condamnat cu suspendare. Iar în 2009 a tâlhărit un bărbat, după ce l-a tăiat pe față și pe gât cu un cuțit. A fost arestat preventiv și la scurt timp eliberat. Acum cel mai probabil se va întoarce după gratii.